vrea floare. Diana Crășan, aici de față. Deci nu putem... Niciuna nu mai e. Vizionare frumoasă. Ok, sunt ok. Paharul? Cu apă e ok. Mai ok, bun, atunci apă de vizionare frumoasă. Salut, ștefan. Ștefan ne răspunde la telefon. Și fii atent aici. Da, vă rog, să confirme... Bună seara. Deci fii atent. Asta e tot, areți asta și e ok. Trebuie să trimit ceva mail? Da, da. Ok, mersi. Rămâneți, rămâneți. Asta se înregistrează acum. Ce-am afară la regizor, dar tot încerc că n-au confirmat. Da, veni cu ajutoare. De la Silvana sunt, amândoi. Da, 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 Silvana. Să vă stați. Care s-a întâmplat acum câteva zile.
Nu vă țin mult de vorbă, vreau să vă prezint trei oameni pentru început și să vă zic că la final se cunoaște și pe restul care sunt în sală, care au lucrat la acest film. Și o să încep cu Luiza, pe care o vedeți în film și care e aici special să vă întâlnească, a fost și la film. Și dată principal, Gabriel de a fi regizorul, care a venit să-mi dă o vorbă. Mă bucur foarte mult că văd o sală plină. Eu sunt foarte fericit, deși un film despre depresie, dar na. Fericirea ce poate să fie decât... dacă ești fericit, poți să fii, poți să duci depresia mai ușor. Asta vreau să zic. Filmul o să vă lămurească de plin, până la sfârșit o să vedeți, nu o să aveți nicio întrebare. O să fie o călătorie plăcută, e bine așa? O călătorie plăcută și agreabilă în lumea filmului românesc. Mă bucur că ați venit la premiera internațională din București. Vă așteptăm așadar la finalul proiecției, Anca? Eu doar vreau să spun la fel. Vă mulțumesc foarte mult. A fost extraordinar de greu să facem filmul cu Gabi. Nu pentru că e un tip dificil, e un tip foarte mișto. De asta suntem împreună. Dar pentru că a fost... ne-a ajutat Dumnezeu și am terminat filmele fix înainte de pandemie. Sper să vă placă foarte mult filmul acesta, pentru că este un film, un film special, așa l-aș numi. Da, care zice așa, că este cum o fi, cum o pățit, dar mă bucur că a fost așa o, ca o respirație a lui și o să vedeți, poate, pare, părea depresiv, dar cred că e o latură întunecată a noastră pe care puțin au curajul să-și o exprime. Și eu mă bucur mult că el e unul dintre ei. De fapt, asta a și fost provocarea, nu? De fapt. Și mă bucur că avem aici alături de noi o mare parte din echipă, din actori, din actrițe, din echipa care a fost alături de noi și care iubesc pe Achim, că de asta mai aici. Și să asistați la o minune, e credibil. Da. Și cu Luiza Felici. Bravo. Cine din echipă să vină, și pe Achimă și actori, să iasă la plasă. Florentina, casting, Claudiu, montaj, Rolando, o să vină acolo, pe zi mai târziu. Costa Olache, scenarist, Luiza, fetița curajoasă, Silvana, Vicky, Anca Andrume, și Gheorghe Ițin. A, și Lumânița Mihai Plăstăne. Și pe aici aveți cam 60 de ori din echipa de producție, de actori. Din păcate, celălalt nu au putut să vină. Bughi, de Bogdan Dumitrache, filmează în Austria. Un film complicat, cu elicoptere, sare de pe pod, a învățat la mine. Am citit multe variante de scenariu. Toată lumea din echipă a fost cucerită de povestea asta și am venit cu toții să ne jucăm împreună și să facem nebunia asta de film. De asta, din cauza scenariului. În principiu. Îți mă mai zic? Zi tu, Manu, la ghești cu scenariul, cum a fost el. Păi, cred că am modificat la scenariu și cred în timpul filmării. Cred că mai avem 2 ore măcar de asta. Puteam să facem încă un film, cu cât am scris. Da, să-ți omor copilul așa, crede-mă, nu e plauzibil.
Doar dacă vrei să justifici, să zicem că e asumarea unei vinovății, cum a fost cu Fita. Da, așa da. Joc mai multe roluri. Pentru mine a fost o provocare. Și a fost așa o luptă ca să fac cât de cât diferență între personaj. În rest, numai de bine, mă bucur pentru echipă, pentru actori. A fost un ritm nebun. Nu e normal să faci un film așa, e îngrozitor. Și o spun asta că multe filme se fac așa, din păcate. Și de multe ori suferi pentru că se poate și mai bine, chiar mult mai bine. Vă mulțumesc frumos. Ceea ce n-a fost cazul aici. Nu, absolut. Profit că Vlaicu nu e aici și ca să vorbim despre cum am lucrat la... cum am scos sintetizatoarele din pod și am început să lucrăm. Ca să-l întreb pe Florin Fioroiu, care a fost, cum a perceput el experiența asta de... Pentru că eu nu știam nimic din teatru, eu nu știam nimic din film, ne-am întâlnit doi ignoranți. Nu știu, cred că fiind prima mea experiență, m-am confruntat așa, într-un mod plăcut, cu rolul ăsta al privilegiatului, adică să fii artist, să faci lucruri și să nu spese de responsabilitatea întregului. În general o am, pentru că, nu știu, asta e rolul meu, dar de data asta n-am avut absolut deloc această presiune și mi s-a părut extraordinar și vreau să vă mulțumesc foarte mult și în același timp mă simt așa rewarded că mă aflu aici lângă oamenii ăștia care chiar au muncit foarte mult și știu bine pentru că i-am acompaniat, cred că, nu știu, 8 zile. Știu ce înseamnă pentru ei lucrul ăsta și mă aflu și eu aici și mă bucur. În același timp încerc să fac din experiența asta un lucru plăcut și da, mi-a plăcut foarte mult pentru că e foarte diferit față de ceea ce fac în dans, în teatru. Acolo lucrez cu un continuu, aici se lucrează secvențe. Am și lăsat o baltă la un moment dat, am zis ok, nu o să pricep niciodată cum anume o să fie lucrurile astea puse împreună. De altfel am și învățut 3 filme diferite. Același film în 3 stadii și asta mi se pare iarăși un fel de magie, tot jocul ăsta cu realitatea, cu ficțiunea, cu realitatea din film, cu ficțiunea din film, cu ficțiunea asta care înseamnă cadrele. Adică era totul pentru mine un fel de Wonderland, așa, cam bătrân pentru Wonderland, dar recunosc că mi-a plăcut foarte mult și vă mulțumesc foarte mult pentru această experiență. Cred că n-ar fi bine să vă pierdeți timpul în continuare cu mine. Bine, tot sperăm să mă invite și pe mine să pun o piesă de teatru. A fost greu, dar și frumos. A fost filmat de noapte, iarna. Îți minte că am fost la casting și am dat 2 probe. Una a fost pe rolul lui Teo, care era foarte, foarte poetic și foarte frumos scris și mi-a plăcut mult de tot. Și cealaltă a fost pe polițist, care iarăși mi-a plăcut. Și m-a emoționat sincer, așa, dar mi-am amintesc că după ce am plecat la casting aveam senzația că am dat o probă foarte proastă. Pe care l-ai luat, iartă-mă? Nu știu, că nu sunt așa vizibil. Nu, da, am luat pe polițist, da, și... Luisa, cum ți s-a părut bunii? Păi, vreau să întreb pe fiar, vreau să întreb pe... Tot eu răspund. Apropo de Anca Puiu, Cristi, chiar acum vorbeam cu Cristi Puiu, tot timpul zice, bă, mai lasă glumițele astea, te rog, și face, așa îmi zice tot timpul. Și îi spun, bă, nu, eu nu pot să fiu serios, dacă aș fi serios la ceea ce fac, aș fi nebunit. Deci de-aia râdeam noi că suntem campioni ai disperării calmate prin glumițe. Cu Bughi a fost, iar că aici încerc să o aduc și pe Florentina, care și-a a contribuit foarte mult la film. Cu Bughi a fost așa o poveste foarte interesantă. Când am scris filmul, am zis, ăsta e Bughi. Am vorbit cu el, am dat scenariu, a zis, gata, țin și acum aminte când ne-am întâlnit noi, tremura, îi plăcea foarte mult. Se plia foarte bine pe poveste, se erau niște repere comune acolo în povestea lui, în povestea personajului. M-am plecat bucuros acasă, el a plecat bucuros acasă și pe drum așa, ziceam, păi, de ce l-am ales pe Bughi? Trebuie să fac casting, nu se poate. Chiar așa, adică numai ăștia sunt actori din toate filmele, Bughi, Bughi, Bughi. Și a venit așa un diavol mic la ureche și mi-a zis, nu, trebuie să faci casting. Și atunci am vorbit cu Florentina, care... Care ai
invitat la casting foarte mulți actori de teatru, pentru că mi se părea foarte special și o șansă pentru ei să treacă de la teatru din film. Au fost actori Timișoara, Târgu Mureș, Sibiu și tot așa. Și a rămas Boghi. Ne dă greu de fiecare dată. A fost foarte bun. Am lucrat foarte bine cu el. Gândiți-vă că sunt doar 15 zile, 15 nopți în care el a fost în fiecare noapte. Chiar, cred că 10 dintre cele 15 mai făceam cu un film, că aveam contract, mai făceam un film ziua și noaptea venea la mine la filmare. Evident că m-a enervat chestia asta, dar pentru că era, nu știu, are... E o chestie în el, e cu totul și cu totul special. Asta nu înseamnă că Gheorghe Efrim nu este cu totul și cu totul special, dar în felul lui și iubesc la fel de mult. Eu n-am dat probă. Da, pentru că el zi de zi la las ferminți, zic că joc în filmul tău. Da, am cedat la un moment dat, adică n-am mai rezistat. Bine, acum lăsându-mă la o parte, mi-a făcut un mare serviciu Gabi, pentru că simțeam nevoia să mai fac și film. Și uite că am avut șansa asta și anul ăsta ne-a așteptat în 3 premiere. Silvana Mihai. Necazuri care te-au dat peste cap. Îmi pare super sinceră pentru tine, dar sincer nu mai vreau să fiu tărâtă în chestia asta. Prezent. Ea mi-a zis că... Ea mi-a zis că n-are ce să spună. Păi să ne spună asta, ia să vedem. Când mi-a spus Gabi care de să-mi dea un scenariu să-l citesc, am zis ok, sunt foarte curioasă și am făcut asta. Și m-a întrebat, ai citit doar rolul tău? Adică actrița. Și m-am mirat că mi-a dat să citesc asta, că m-a propus pentru asta. După aceea am aflat că nu trebuie să dau casting. Mă, nu știu, l-ai dat casting? Pe bună. Dar mi-a fost foarte frică, adică simțeam așa că nu, că o să-mi uit textul, că trebuie să fumez, că trebuie să fac mii de lucruri în același timp. Toată lumea părea foarte pregătită, încântată și... dar mi-a plăcut că am putut să fiu, să joc mai multe personaje în cadrul aceleași povești, că am lucrat cu Florin, pe care îl știam de la teatru și cumva totul pe parcursul filmării devenea din ce în ce mai familiar. Și m-am bucurat să fiu alături de echipă și de oamenii pe care am cunoscut la filmări. Gabi este o lumină. Oh. În noapte. Așa se merge la castingul. Acum înțeleg. Și pentru că așa se cuvine să, ca ultimul cuvânt să spună copiii, vă fac legătura cu curajoasa Luiza. Trebuie să spun. Ceva, ce crezi tu că trebuie să spun? Ca să fie de bine. La ce etaj mergeți? La 5. Ați venit în vizită? Locuiesc aici. Da. Nu v-am mai văzut până acum? V-ați mutat de curând? Nu. În locul ăsta m-am născut. Foarte ciudat când v-am mai văzut până acum. Poate că din cauza că m-a întuns? Ce ți-a plăcut la Gabi? Ce ți-a plăcut așa? Adică a fost și este prima mea experiență în să joc într-un film, adică pentru prima dată să fiu filmată de o cameră și... Dar de ce ți-a plăcut mai mult, de Gabi sau de Boghi? Păi... Pentru că Boghi nu e aici, pot să spun...
adică presupun că... De Gigi. Da. Dar rămâne între noi asta. Da. Da. Sunt care te raportez la filme, m-a cucerit încă de la început și nu o să dau înapoi, așa că te rog. Nu mai scriu, da, să vedem. Propune. Să vedem. Noi acum redeglumim, dar a fost greu, a fost foarte greu și... Na, acum nu aș vrea să termin fără să vă zic cuvintele, că m-a rugat și Bughi să vă zic ceva, că i-a părut foarte rău că nu vine la premieră. Și mi-a zis să vă zic că speră să vă fi plăcut cel puțin la fel de mult, așa cum i-a plăcut lui să joace în filmul ăsta. Nu vreau nimic. Păi poate că asta e problema ta, că nu vrei nimic. Și ce e să fac? Să un ciocan să spală tot ce nu se încale să ce? Ne-a interesat mai mult, asta e punctul unde nu știu ce să spun la Cosmin, ne-a interesat mai mult cum e reflectată treaba asta în primul și primul rând în literatură. Pentru că ne dorea un film poetic și atunci când îți dorești un film poetic nu mergi la policlinică, mergi să vezi ce au mai spus și alții despre lucrurile astea. Și a fost așa un univers, ne-am scufundat în... Nu știu, am luat... La un moment dat, o replică pe care am spus-o, că nimic nu e adevărat, tot e din cărți. Da? Și alea cărțile alea. Am luat tot de la... Sunt atât de multe citate din... Cred că de la Shakespeare până la... Thomas Tranströmer, la Italo Calvino, la Orhan Pamuk, la... Cred că orice le-a lovit a intrat acolo. Deci sunt atât de omenaj de... Lucrurile trebuie să se îndrepte. Adică oricând ai putea să... Ai putea să faci un film. Amândoi? Ok. Da? Perfect. Cum ți-a părut? Mi se pare infinit de greu să faci un film din punctul meu de vedere de acum. Cel puțin. Deci... Peste ani, când o să ajung mare. Da, adică mă uitam la Somnia și mă gândeam că îi cunosc filmul ăsta ca în palmă, pe care abia îl înțeleg. Și nu pot decât să respect asta. Mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că a fost într-adevăr poetic și mi-a amintit de multe filme care mi-au plăcut extrem de tare, cum ar fi Călăuza. Nu știu dacă s-au gândit la asta. Mie de Taste of Cherry. Și de Taste of Cherry, da, și Melancolia lui Lars von Trier. Da? Da, da, da. A fost și notul. N-aș știu că ne mai lasă lumina afară. Am pregătit, dar cu lumina mea. E? Știi ce înseamnă de pe platou? Vin oamenii cu propuneri foarte diferite pentru voi. Adică și dramatice și comice, da. Nu sunteți... Sper ca pe viitor, rezolv de film să ne perceapă și altfel. Nu doar pe care e, pentru că consider că mai multe de altfel. Dar trebuie să mi se dea o șansă. Mamă, îmi vine mult când fac un suc. Adică, știu mai ales că sunt astea când se numește Charles Dickens. Ba, sunt acolo niște băieței, bătuți, fără părinți, orfani, într-o nenorocire, ca dintr-una într-alta, e o nenorocire. Deci, mi-a terminat.
Nu mă, nu, eu sunt tocmai. Așa, iau interviu. Ia-i tare. Nu, tocmai.